Salut, salut și bine te-am găsit, bine ai venit pe canalul meu, felicitări că ești aici. Asta înseamnă că ești interesat de o proprietate în Spania, ești interesat de ceea ce înseamnă documentele pentru a obține NIE-le în Spania. Iar astăzi, în particular, o să discutăm despre formularul 790-012, Tasa 790-012, un formular de plată pe care trebuie să-l completăm, să-l plătim la bancă pentru a solicita NIE-le. Haideți să trecem direct la subiect. Super! Să trecem la treabă. În primul și în primul rând, putem să căutăm 790.012 și o să ne apară automat. Mergem pe pagina policia.gov.es, pagina oficială de la Poliția Națională. Reînar formularul de descărcare, completarea formularului și descărcare, ne dirigează către formular, nu trebuie să ne preocupăm prea mult, pentru că formularul în sine va face mare parte din lucruri, este cât de cât automatizat. O să avem nevoie să completăm NIE-le pe care nu le avem, în cazul ăsta punem pașaport, document de identitate, nume, prenume, domiciliu unde îl avem, stradă, numele străzii, numărul străzii, în situația în care locuim într-un bloc cu mai multe etaje, completăm etaj, apartament, numărul de telefon, în cazul ăsta poate fi numărul de telefon de Spania sau de România sau din țara de origine de unde vă aflați, adresa completă cu orașul, provincia, județul, după caz, și codul poștal. Autolichidațion, în cazul ăsta nu trebuie să completăm nimic, vine deja prestabilită și ne îndreptăm către TIE, că documenta la primera concesión de la autorización de rezidenția temporal de estancia o para trabajadores transfronterizos. În cazul ăsta este prima oară când solicităm acest document, dăm click pe această opțiune, ne apare deja suma pe care trebuie să o plătim automat și o vedem reflectată aici. Data se autocompletează, localitatea unde o completăm. În situația în care avem un cont bancar și vrem să o încărcăm direct în cont, putem să verificăm varianta aceasta aici. Cel mai probabil este să o luăm în efectivo, adică în cash. Mergem mai departe, completăm codul CAPTCHA de siguranță, este în majuscule, A2L. J. Avem totul completat, bine bifat, banii pe care trebuie să-i plătim și mergem către descărcare impresor reienado. Descărcăm documentul deja completat. Asta este exemplarul pentru administrație, adică pentru poliție sau pentru consulat, unde o să-l prezentăm după ce automat am plătit taxa respectivă. Asta este exemplar pentru noi. Și asta este exemplarul pentru bancă. Odată ce le-am completat, modelul 790 și modelul EX15, presupunând că nu l-ai completat încă modelul EX15, îți las aici, uite aici sus, exemplu de cum se completează. Odată ce am completat ambele modele, cu ele mergem la poliție, la consulat, în funcție de unde le vom prezenta, și vom putea solicita eliberarea numărului de identificare fiscală NIE. În situația în care ai nevoie de mai multe informații sau o altfel de informație pe care încă nu o controlezi, contactează-mă, trimite un mesaj, lasă-mă un comentariu și, bineînțeles, dacă ai nevoie de o proprietate pe malul mării în Spania, îți stau cu cea mai mare plăcere la dispoziție. Ca de obicei, prietenul tău Cornel te salută, toate cele bune, sper că aceste informații să-ți fie într-adevăr de folos și, de ce nu, sper să ne cunoaștem și personal. Ceau! Thank you.
fail. Are you listening? Damn.